Ne știm de mai mult de 25 de ani. Mă numesc Andrei Păun și cred că prin 97 sau așa ne-am cunoscut, eu pe vremuri fiind secretarul general al IMCEI de România și domnul profesor m-a ajutat de multe ori la diferite conferințe. Ați auzit de IMCA? IMCA, zi ce era IMCA. Asociația Creștină a Tinerilor din România. Este o fundație care a fost făcută de Regina Maria în 1919, desființată de comuniști în 48 și era înființată după Revoluție. Există și acum. Dar nu vreau să comentez. Și pe vremea aceea, împreună cu președintele care a reînființat-o, domnul Aurel Savin, am avut deosebită plăcere să fiu secretarul general până în anul 2000. Și împreună cu domnul profesor și împreună cu domnul Andrei Pleșu, cu Gabriel Liceanu și cu alte personalități culturale ale lumii respective, am încercat să ne adresăm tinerilor. Mă iertați de acest preambul. Și domnul profesor, împreună atât la sediul din București, cât și la tabăra de la Timișul de Sus, am încercat așa din puținul nostru duhovnicesc, ca să zic așa, să împărtășim tinerilor o perspectivă. Și vorbesc de anii 1995. Au trecut aproape 30 de ani, cum spunea domnul profesor, de la această așa zisă revoluție, care eu consider mai mult o lovitură de stat, dar în fine... Nu, a început revoluție și după aia s-a terminat cu lovitură de stat. A început ca revoluție. Da. Eu spun că am văzut de sus, de la colțea totul. Ce am văzut eu a fost revoluția, nu lovitura de stat. Da. Am văzut revoluție. Începând în 21. Vreau să-l întreb, domnul profesor, după acești 30 de ani, cum vede perspectiva tinerilor din România în anul 2019? Foarte bine că mi-ai pus întrebarea. În anul 1999, într-un anume context, cum mai discut, am putut să-i fac o vizită lui George Emil Palade la San Diego. George Emil Palade este singurul premian Nobel pe care îl are România. Premian Nobel pentru știință, pentru medicină. Este cel care a descris interiorul celulei văzut la microscopul electronic. Și era extraordinar de bine văzut acolo, la Universitatea Nahoya. Era decan pentru cercetări. Bineînțeles că m-am plâns, i-am zis, uite ce nenorocie, uite ce aia, în România. Fii pe pace. Eu am studiat genomul poporului român și am ajuns la o concluzie. Genomul poporului român înseamnă refacerea din cenușe. E particular românilor. Domnule profesor, adică ce vrei să spuneți? Da, și mi-a dat câteva exemple foarte edificatoare din timpul istoriei, s-a văzut că le știa, că le studiase, ca pasărea Fenix. Domnule profesor, într-adevăr, că mi-a spus, uite, săranii dintr-un județ din Moldova, auzind că vin tătarii, fugeau la codri, în sfârșit, se întorceau după 3-4 săptămâni, refăceau totul, poate chiar mai bine. Domnule profesor, oamenii ei aveau niște relații care fuseseră de un fel și rămăseseră de același tip. Relații de respect între oameni. Aveau treaba asta. Acum au dispărut relațiile astea de respect între oameni. Acum nu funcționează decât banul. Nu mai funcționează altceva. Fii pe pace. Lăsați cât mai mulți tineri să plece peste hotare. Ei o să vadă cum e afară și să întorc. Să facă România aia normală,
pe care ai cunoscut-o și dumneata cât erai mic și eu am cunoscut-o fiindcă sunt mai mare decât dumneata. Domnule profesor, nu să mai întorc! Ce faci? Fii pe pace. Ai văzut-o pe mama ta sau pe bunica ta când pune laptele la prins? Da. Păi ce faci? Păi fierbe 2 litri de lapte, pune o lingură de iaurt acolo și îl lasă peste noapte. O lingură de iaurt la 2 litri de lapte. Asta este... 2 litri de lapte sunt masa receptivă a românilor care vor să se schimbe. Și lingura de iaurt îi aduce germenii care să prindă laptele. O lingură. Nu-ți trebuie o hardurie. Da, domnule profesor. Zice, să știi că cu 5% din români, dacă se întorc, România se reface. Da, domnule profesor, zic eu. Dar mai e nevoie încă de ceva. Încă de ceva pe care l-a stabilit în 1883, în ziarul Timp, într-un articol epocal, Mihai Eminescu, care a spus așa, țara asta are nevoie de două lucruri. Meritul să fie recunoscut și lumea să muncească. Atât. A băgat și cuvântul, atât. Are nevoie de două lucruri. Meritul să fie recunoscut și lumea să muncească. Atât. E, aici este toată chestiunea și asta ne revine nouă. Nouă celor cu părul alb, celor care sunt la conducere, celor care sunt în pozițiile de decizie, ca meritul să fie recunoscut. Nu să pun la conducerea țării niște oameni care nu știu că s-au făcut să scrie S, liniuță, au. Nu știu treaba asta. Niște oameni care spun, am văzut o turmă cu 12.000 de oi. Nu se zice 12.000 de oi, fiindcă este acordul în gen, număr și caz, care se învață în clasele primare. Nu se învață la liceu. În clasele primare. Deci nu pot acești oameni să recunoască meritul, fiindcă ei sunt niște oameni lipsiți de merit. Și atunci n-au cum să recunoască meritul. Iată cât de important, cât de uriaș de important este să avem niște oameni de calitate care să ia deciziile în țara asta. Uriaș de important. Nu e uriaș. Vital. E vital în momentul de față să avem niște oameni de calitate care să ia hotărârile. Nu niște oameni ai interesului, nu niște oameni ai banului, nu niște oameni ai găștilor, nu niște oameni ai corupției deșanțate. Eu vă pot spune, repet, peste 3 luni fac 84 de ani, vă pot spune că nu am trăit niciodată o situație ca niște oameni la putere să facă legi ca să se scape, să iei pe ei înșiși de judecată. Nu am trăit așa ceva. Este un experiment unic în istoria României. Ca cei de la putere să facă legi, ca prin acele legi ei să se vadă scăpați. Nu există în istoria României. Deci așa ceva nu trebuie tratat cu săraci de ei, lasă că n-ai văzut că au igrasie în camerele din închisoare. Lasă-i să mai scape, poate vrea omul să facă o baie, poate că... După ce, nu știu dacă ați văzut în ultimele zile, au fost de câteva ori niște filme cu experimentul Pitești. L-a văzut cineva dintre noi asta? De ce sunt singurul care mă uit la televizor? Acum 3 zile. A fost treaba asta, fiindcă niște indivizi de la CNSAS
s-au trezit să spună că Experimentul Pitești a fost de fapt o luptă a legionarilor, a clanurilor de legionari între ei. Și ăsta este omul de la CNSAS. Ăsta este cel care dă bunul sau rău pentru un individ privind activitatea lui în timpul perioadei comuniste. Ăsta este... Nu se poate așa ceva. E încă mult de lucru. O singură condiție. Să fim cinstiți când ne uităm în oglindă. Măcar atunci. Măcar când ne uităm în oglindă, să fim cinstiți. Tatăl meu a fost dat afară din armată din spitalul militar, era colonel cu stea, în 1948, că a venit un individ, tot colonel, și a zis: domnule colonel, vrem să vă facem general, sunteți medicul cel mai respectat al armatei. Și tatăl a zis: mă, da, nu vreau să-i dau numele. Mă, băiete, uite, eu în viața mea nu m-am uitat în oglindă și să scuip ce văd. A doua zi, dat afară din armată, dat afară din stalul militar, și ăla i-a spus: să fiți bucuros că nu v-am băgat la închisoare. În sfârșit. Deci, trebuie ca noi, măcar atât, să privim ceea ce vedem în oglindă, fără să avem sentimentul că trebuie să scuipăm ce vedem. Asta este. Aici vine tot. Și nu, încă o dată, nu e nevoie, doamnelor și domnilor, ați avut impresia că în ceea ce am vorbit eu în film, m-am arătat ca un bigot? Nu, cinstit. Ați avut impresia asta? Ați avut impresia că am fost exagerat cu ceea ce am spus? Eu am spus ceea ce simt și o repet. Avem un popor de excelentă calitate. Nu vă vorbesc în necunoștință de cauză. Sunt profesor la Facultatea de Medicină de ani și ani de zile. Avem un popor de excelentă calitate. Ceea ce trebuie să avem, trebuie să avem și profesori de excelentă calitate. Nu îi învinovățesc niciodată pe elevi, nu îi învinovățesc niciodată pe studenți. Nu îi învinovățesc decât pe profesori. Ei au în mână soarta țării. Ei, profesorii. Ei trebuie să se trezească. Și probabil că până la urmă se vor trezi, că n-au ce face. Vrei, nu vrei, o să se trezească. Cred. Vorba lui Petre Țâțea și cu asta termin. Cred în Dumnezeu și în poporul român.